Ai dat cu capul? Aoleu! Mai aveți un pic răbdare, parcăm mașina și vă arătăm unde mergem din nou. Am parcat mașina, am reușit, dar din păcate afară plouă. Am geaca în portbagaj. Am geaca de ploaie în portbagaj și eu, da. Hai să luăm geaca pe noi și să ieșim. Dar ce de lume e aici? Nu vine să cred. Nu contează unde plecăm, v-am spus. Noi suntem pregătiți. Sac de dormit, cască de speologie, vesta de pescuit și, bineînțeles, vesta de ploaie. Dacă mă supăr, îmi iau și umbrela la mine și mă duc să mă plimb prin pădure cu umbrela. Ia uitați ce de lume. Suntem în capătul lumii, în capătul pădurii. Hai să-mi iau și-o repede. Geaca, lanternă avem, cască n-avem nevoie, poate pălărie. După acolo e râpă mare. Suntem deja în țara Galilor, am trecut râul Wye, care este granița cu țara Galilor, între Anglia și țara Galilor, Wales. În zona aceasta sunt foarte multe castele, construite de când a fost invazia romanilor. Știți că romanii au invadat țara Galilor și au trăit aici destul de mult timp, de aceea și limba lor, limba Wales, se aseamănă foarte mult cu limba română. Eu am rămas surprins câte cuvinte românești am auzit, vorbindu-se în limba Wales. Ce faci, măi? Mă sperii? Am făcut pariu. Eu am spus că peștera este în jos și Daniel a spus că peștera este în sus. Cine credeți voi că o să câștige? Daniel, tu unde ai spus că e peștera? Acolo în spate, nu? Da. Și eu am spus că peștera este acolo în față. Voi unde credeți că este peștera? Haideți să vedem dacă o găsim. Uite, tate, ne-a construit cineva casa, a mai lucrat la ea, uite. Hai să vedem. E gata să stăm în ea? În căsuță? A? Ia uite ce construcție, cred că au fost niște castori pe aici înaintea noastră. A? Au făcut și focul aici. Uite, tati, să venim și noi. Dar aici n-au făcut focul, au pus decât pietrele. E, au făcut și ușă, fii atent. Bă, Ioane, ia uite ce casă mișto. E și pat aici înăuntru? Ai și pat înăuntru, tati? Nu.
Diana spune că miroase a usturoi. Probabil că miroase și a usturoi. Că e de la, cum se spune, usturoi sălbatic. Da. Ce faci, mă, tati? Bine? A? Well, last time I could go in from there. Da? It looked that up. Oh, aleo, ia uite ce tare. Ce frumos au construit. Uite, au pus și pietre la baza ei. Au pus și pietre la baza ei ca să nu prea stă bine pe acoperiș. Ne trebuie să venim cu o folie, să o punem deasupra, dar vezi că o strișta. Niște frunze, dar de unde să iei frunze de aici? Niște folie. Luăm niște folie. Cioc, 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 cioc. E cineva înăuntru? Cioc, cioc. Come in. Come in. Poftiți în căsuța noastră. În căsuța lui Ion. Ia uite, avem și chibrit aici. Avem, a lăsat cineva afine, o caserolă cu afine. Da, da, n-au făcut focul. Haideți să mergem la peșteră. Ok. Hai să mergem, uite acolo sus e peștera. Which way? Uite acolo sus. Uite, n-o vezi? Uh-huh. Uite, o vezi? N-o vezi, a? Da, haideți să mergem mai aproape. Ce credeți? E bună ciuperca asta? Voi vă pricepeți la ciuperci? Sincer? Miroase bine. Miroasea comestibilă, dar nu mă pricep la ciuperci. Pe jos, din păcate, nu sunt ciuperci, pe aici prin Anglia, pentru că sunt foarte multe animale sălbatice și mănâncă tot. Ciuperci, fragi, ce mai apucăm și noi sunt murele, dar spre sfârșitul verii. În rest, căprioarele, porcii mistreți, mănâncă toate ciupercile. Dar aia de acolo chiar arăta bine, nu știu, și mirosea bine, mirosea a ciupercă. Plouă cu soare. Ia uite ce de soare, ce soare e, uite. Da, acolo la marginea pădurii s-ar putea să găsim frăguțe. Da, e la lângă câmp. Când am fost atunci cu copiii, am găsit-o. Când am fost cu tine, n-am găsit-o. Că... A, iată aici niște cercuri. Ia uite, au făcut un cerc, vezi? Da, din piatră. Uite, din piatră. Din partea, că nu. Uite. Vedeți ce cerc frumos au făcut? Din piatră? Uite, cine o fi făcut chestia asta? Spiritele. Da, venim să chemăm spiritele aici. Un cerc foarte frumos. Și... Bine, e o tabără de copii mai jos și probabil că vin copii aici în pădure și învață să-și facă adăposturi, învață... Au avut proiecte să facă cercul ăsta. Când am fost noi anul trecut, nu anul trecut, în primăvară, ce vorbesc, acum 3-4 luni, a fost unul din, cred că al doilea video pe care l-am postat noi pe canal, nu era aici toată nebunia asta de pietre. De unde ori fi găsit ei atâtea pietre? Ioane, ursul, bă! Ursul, bă! Ursul! Ah, nu sunt urși în Anglia? Hai că mai așteaptă un pic până ajungem noi în România și o să te sperii. Intrăm și ajungem. No, așa într-o... Aici e dormitorul liliecilor. Păi lasă-mă pe mine să cobor ca să poți să urci tu, că n-avem loc amândoi. Ai loc amândoi. Ah, mă, că sunt mulți păianjeni, dar nu-ți fac nimic, ce treabă au ei cu tine. Did you find any bats? Nu mai sunt, tati, au ieșit. Iarna vin liliecii și dorm în peșteră. Yeah, we saw one. Vara se duc și se plimbă pe câmp. Se duc și suc sângele la animale. No, that's vampire. Păi și vampirii. Uite, am găsit unde ăsta. Ia uite ce am găsit. Am găsit un suport de cameră. Pro arm, un suport de cameră, suport de telefon. Să o lăsăm pe mami aici? Nu, nu o lăsăm pe mami aici. Haideți să vedem ce mai e. Uite aici e patul unde se spune că s-a... Aici, în dreapta. Zic ei că au găsit scheletul ăla mare, știi? Da, cine știe? Dacă... Zi. Dacă săpăm un pic, poate găsim și noi niște oase de liliac. Sau un corn de mamut. A?
Uite, aici e calcar. Sau ce? Nu e calcar, că e moale. E ceva moale. Voi știți ce e ăsta? E ceva moale care seamănă cu calcarul, dar nu este calcar, pentru că e moale așa ca un burete, uite, și se face tare după aia, se transformă în stâncă. Dar arată foarte frumos. Și sunt multe, da, uite așa, se fac stalactitele și calcar, uite. Vedeți? Ia uite. Opa, așa. Cum? Ion a fugit, a zis că ne lasă aici să ne speriem. Alți păienjeni. Ce mare e ăla de acolo. Ia uite. Am intrat în casa păienjenilor. Haideți să încerc să vi-l arăt. Păianjeni. Uite acolo sus. Păienjenii. Te așteaptă să-ți cadă în cap. Știi când treci pe sub ei? Pa da, îți cad, sar pe tine. Sunt păienjeni de aia, sunt păienjeni, vampiri, în loc de lilieci, sunt păienjeni aici. Păienjeni, dar ciur mânca chiar și așa, de sunt așa mari. Uite, încă unul. Ia să-l vedem noi dacă îl speriem. Nu-l speriem, dar să nu speriem pe alții. Aventuri în peșteră cu vampiri. Aventuri, dar ce colți mare are. Wow. Ion, hai lasă pe înjenii. Da, uite camera asta mare. Uite, aici este groapă unde tot sapă lumea în speranța că mai găsește tot felul de oase, de comori și de ce au mai îngropat ei prin peșteri. Păi când au venit romanii și i-au cucerit, ei s-au... Vin ăștia în ziua de azi și caută cu detectoare de metale, cu tot felul de nebunii și caută oase sau comori sau eu știu ce caută ei. Ion! Opa, așa. Da, uite, aici au făcut așa altă groapă, alți căutători. Caută peșteri, caută... Ei știu ce caută. And a lot of spiders. Du-te singur, lasă-l. Mama, nu pune mizeria aia. Hai să-l vedem cum cade el de acolo. Păi Angelu, păi Angelu, Ioane, uite ce, păi Angelu, mare, e pe tine, e pe tine. Păi ai putut să cobori, eu mă gândeam că te las acolo sus și nu mai poți să cobori și nu te mai iau acasă. Eu așa mă gândeam. Hot, hot? Hot, hot? Hot, hot? Hot, 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 hot! Și încă o peșteră. Am găsit un obiect neidentificat. O doză de bere. Și o vulpe. Eu sunt vulpe. Ai lanterna pornită, chiar trebuie? Da, îmi trebuie lanterna să lumineze calea. Să nu mă pierd, păi eu mai știu, intru în peșteri, ies în peșteri, să știu pe unde intru și pe unde ies. Am găsit a treia grotă, a treia peșterică. A, uite, pe aici, cred că fac ăștia cățărări ceva, că uite, e ceva acolo lipit de stâncă. Un cui, un pripon. Să-i învețe cum să... A, asta e așa, doar o grotă mică, dar interesantă. A, mai are o parte acolo? Și acolo ce e? A, n-ai lanternă. Ia să vedem aici ce este. Atenționa la tet. Nothing. A, atât. Și se termină. Yeah. Ce îmi poți spune despre aceste peșteri? Din ce fel de rocă sunt formate?
Ce fel de rocă e tati asta? Ai dat cu capul? Aolo! Aolo, puiuțul mic! Hai, ia! Aolo, s-a storcit părul! Atenție la cap, te-am zis! Atenționa la tet! Iară? Iar ai dat, mă? Deci a doua oară! Păi ce vrei, mă, să fac? Dacă îi spun să fii atent la cap și el dă cu capul... Am dovada! Am dovada! Mă bate! Olo! Gata, iartă-mă că am râs de tine și că ai dat cu capul. Eu sunt de vină că ai dat tu cu căpuțul. Gata, hai că-ți trece. Olo! Ești! Wow! Cam aceasta este zona în care noi ne petrecem timpul liber în natură. Ați văzut, am vrut să vă arătăm peștera, da, de acolo, am vrut să vă arătăm grotele de acolo. Da. Și ce spunem, tati? Bye! Până data viitoare, nu uitați! To like, subscribe and hit the notification bell so you don't miss out whenever we post a new video. Bye! Bye! Să treci de 3 ori. Vreți și voi niște frangi? Vreți și voi niște frăguțe? Am găsit, dar nu vi le dau vouă, le dau lui Daniel, da? Hai să mai căutăm.